Salut din nou! M-am gândit ca astăzi să fac un video despre cum recoltez eu păpădia și cum o pun la uscat. Nu vă uitați cât e de frumoasă plantația mea de păpădie, nu am avut timp să mă ocup de acest teren. Este terenul de la casa de la țară. Momentan suntem cu casa în lucru și nu avem timp să ne ocupăm și de grădinărit. O să vă arăt terenul. Terenul meu are cea mai frumoasă plantație de păpădie din jur. Ceilalți au porumb, cartofi, ceapă, morcovi, roșii, mazăre și altele. Eu am păpădie și astăzi vă voi arăta cum recoltez eu păpădia, cum o spăl, cum o tai, cum o pun la uscat și probabil vă voi arăta și cum arată rădăcina de păpădie uscată. Să trecem la treabă. Probabil nu o să filmez în timp ce sap după păpădie, deoarece e greu să sapi cu o mână și terenul e destul de uscat. Vecinul meu și-a udat, dar aici la mine este destul de uscat. Bun, în primul rând, e plin de păpădii. Vom căuta cea mai mare, care e asta. O voi apuca să o sap. Am ales pentru asta un hârleț lung, cu lama lungă, ascuțită. Asta e hârlețul cu care sap eu sistemele de irigații. Nu facem reclamă. E un hârleț bun. Să trecem la treabă. Revenim imediat după ce scot câteva rădăcini de păpădie. Până atunci, stați pe loc. Pentru că avem un hârleț cu o coadă destul de lungă, am reușit să intrăm destul de adânc sub această păpădie. Ia uite ce rădăcini frumoase avem. O mai bune de spălat, de tăiat în jumătate și de pus la uscat. Revenim! Prin miracolul editării videoului, dumneavoastră nu ați avut foarte mult timp de așteptat, așa că rădăcina mea este curățată, spălată și așteaptă să fie tăiată. Eu o tai, sper că se vede, trepiedul meu sper că își face meseria. Odată. Și încă o dată, da? Fâșii lungi, subțiri, care le punem la uscat pe o hârtie, un ziar, un șervețel, un carton, o bucată de material, nu are importanță, le punem la uscat. Eu am pus, după ce a făcut soția o prăjitură la cuptor, s-a răcit puțin cuptorul pentru că nu e bine să le coacem. Am pus rădăcinile pe o tavă, pe o hârtie de copt, după care le-am pus puțin în cuptor, jumătate de oră, 45 de minute, după care le-am pus la uscat în curent de aer, la umbră, evident. S-au uscat și pot fi folosite. La ce este bun ceaiul de rădăcină de păpădie? De fapt, toată păpădia se poate consuma primăvara, frunzele tinere se pot consuma în salate, frunzele se mai usucă și se consumă și ele ca ceai, florile din care poate fi făcut ceai, din flori se mai fac dulcețuri, florile de asemenea sunt consumate ca și ceai, cred că am mai spus, și rădăcina care este bună pentru ceai. Elimină toxinele din organism, curăță organismul de apa în exces, curăță rinichii, ficatul, dar în același timp are un gust destul de amar. În combinație cu alte tincturi, alte ceaiuri, cum ar fi ceaiul de mentă, de soc sau ceaiuri mai tari ca să acoperim gustul,
puțină miere. Dacă trecem peste acest inconvenient, să-i spunem, care e gustul, avem doar beneficii. Atât despre... Am să continui eu să curăt restul de păpădie, de rădăcină, să o tai, să o pun la uscat. Momentan le pun pe acest șervețel, după care le voi muta undeva la umbră, în curent de aer. Să vă arăt cum arată o rădăcină. Așa arată o rădăcină care tocmai a fost spălată și tăiată. Și așa arată o rădăcină uscată, care va fi ulterior măcinată și pusă în ceai. Ia auziți. Auzi cum se rupe? Ca un lemn uscat. Sănătate la toată lumea. Dați un like, un subscribe, dacă un share, dacă v-a plăcut videoul. Și până data viitoare, sănătate la toată lumea. Numai bine.